Nu se fac o revineri luni și marți în școlile și grădinițele în care vor fi amenajate secții de votare pentru alegerile locale de duminică. Elevii își vor susține cursurile doar online. Hotărârea a fost luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență și aprobată apoi printr-un ordin al Ministrului Educației, care a fost deja publicat în Monitorul Oficial. În cele 3 zile în care elevii nu vor merge la școală, autoritățile vor pregăti secțiile de votare, iar după ziua scrutinului vor curăța și dezinfecta sălile de clasă, astfel încât elevii și preșcolarii să poată reveni în siguranță în unitățile de învățământ.